îți adresez o provocare. Gândește-te ce intenționezi să faci mâine la ora 4 după masa. Scrie cât mai multe enunțuri cu forma verbului la timpul viitor pentru aceeași acțiune. Apasă butonul de pauză și după ce ai terminat de scris enunțurile, urmărește videoclipul pentru a afla răspunsul. Dacă ne imaginăm viața ca o călătorie pe autostrada timpului, fiecare ființă umană călătorește dinspre trecut, trăiește momentul prezent și se îndreaptă spre viitor. Prezentul este momentul din care ne raportăm la trecut, la ceea ce a fost și la viitor, la ceea ce va fi. Indicativul este singurul mod verbal care prezintă o acțiune considerată de vorbitor reală, desfășurată în prezent, trecut sau viitor. Verbul indică prin forme specifice numite timpuri verbale momentul sau perioada unei acțiuni, raportând-o la prezentul comunicării. Dar timpurile verbale nu sunt doar trei, deoarece unele timpuri sunt specializate pentru a ordona acțiunile în timp și pentru a indica modul de desfășurare a acțiunii. Astfel, trecutul are patru timpuri: imperfectul, perfectul simplu, mai mult ca perfectul, perfectul compus. Prezentul nu indică numai momentul comunicării, ci și extinderi ale prezentului în trecut sau viitor. Viitorul are trei timpuri: viitorul propriu zis, viitorul anterior, viitorul în trecut. Despre flexiunea verbului la timpul viitor și despre utilizarea acestuia în comunicare, vom vorbi în continuare.